s-a adunat plenul, ci că vin, nu mai vine, dar eu totuși zic că poate vine. Noi suntem pregătiți, îi cerem teritoriile înapoi. Nu știm. A venit echipa antitero aici. A venit aici echipa antitero. Eu nu te mint când m-a întrebat pe mine ce faci, bine, doamna Șoșoacă este și am zis da. Și pe limba lui? Bucovina ție România, nu? Da. Ok, în ucraineană înseamnă Bucovina e România. Iar aici, vedeți, pentru Mirodvoreț este ținta Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce se întâmplă în Parlament. Dar eu mi-am pus ținta. Mihai, da? Te rog frumos, filmează-mi și mie un pic ce-i pe spatele meu. Condamnarea la moarte. Da, se vede. Se vede? Da, da. Ok, condamnarea la moarte de către Mirodvoreț. N-au decât să tragă cei de la Mirodvoreț. Ucraina, n-ai decât, domnul Zelenski. Hai, shoot, să te vedem dacă... Nu e singura, spune-le că nu e singura. A, așa. Da, nu sunt singur, avem aici totul pregătit, avem harta României Mari, da? Doamnelor și domnilor deputați și senatori, declar deschisă ședința comună de camere de astăzi a Camerei și Senatului. Hai și să vedem ce se întâmplă. 466 deputați și senatori și au înregistrat prezența tot în acest moment. Hai să vedem ce se întâmplă. Proiectul ordinii de zi, proiectul programului de lucru, stabilite de birourile permanente a celor două camere cu participarea liderilor parlamentare au fost distribuite. Vă supun votului ordinea de zi pentru ședința comună de astăzi. Dă-i împotrivă. Să înceapă votul. Da, suntem doar... La noi, la Senat, se ducea. E posibil să fie deja la ciucă. Uite, nu e ciucă. Eu nu alerg după nimeni, bă, aici e plenul. Păi da, dar el dacă nu vine aici... E procedură. El dacă nu vine aici... Mie mi se pare incredibil. Trebuie să votăm ce va din 2016. Ce puteți să așteptăm până în 2026, erau 10 ani, un raport pe care probabil trebuie să-l dezbatem. Trebuie să-l trimitem pe Pavel Popescu, vicepreședinte la Comnin, are masterat, băiatul, dar nu îndeplinește condițiile, dar cumva o ține cură și pentru Pavel, că destul de stresat aici în premeniu. Dar la Curtea de Conturi, la aveți pe Octavian Bănescu, nu vreți să votați, nu mergeți pe cutumă, nu vreți să acordați un loc la Curtea de Conturi, deși UDMR-ul o să aibă 2, care 5%, noi cu 10% nu trebuie să avem. Bine, am înțeles, am notat, o să continuăm din 2025 și noi așa. Doamna Ivanova și Ușoacă, pe procedură, vă mulțumesc. Aș dori să introducem pe ordinea de zi discursul unui președinte dansator, Volodimir Zelenski, căruia să-i cerem teritoriile înapoi. Da, vă mulțumesc, dreptul la liberă exprimare care este încălcat, este procedură. Eu solicit pe ordinea de zi, solicităm returnarea teritoriilor din Ucraina și afară cu președintele Volodimir Zelenski din țară. Mirodvoreț. Sunt ținta de omorât al lui Mirodvoreț. Vă rog frumos. A serviciilor secrete unei ucrainene. Asta e pohta ce am pohtit eu. Credeți că nu o să fac? De capul nostru. Deși fiți atenți. Să înceapă mizeria parlamentară. Contra. Contra, fraților. Deci de la tribuna Parlamentului am cerut teritoriile înapoi.
cu mine nu se joacă nimeni, frate. Da? Am cerut să plece afară din țară, așa că... Aici nu discutăm, din Parlamentul României s-a auzit foarte clar să iasă afară din țară. Dacă la titlul proiectului de obiectivi nu a Ia uzi, nu a adoptat, abureală, încălcarea Constituției, încălcarea regulamentului, contra. Invită Mirodvoreț și tragă, nu e nicio problemă, sunt ținta lor, sunt pusă pe site. Câtă operativitate! Ia fiți atenți aici. Deci singurul parlamentar care a vorbit despre despre vizita lui Zelenski, da? Contra. Totul e contra. Facem jocurile pe deplor. Hai. Aprobată prin legea 113. Singurii parlamentari care protestează, insula șerpilor e România, Ținea și Horța, Herța și Hotins în România, Bucovina ție România în ucraineană, dați-ne teritoriile înapoi, Maramureșul istoric e România și limba română în școli și biserici, Cernăuți e România, Bugeacul e România, mai ai? Ia, dă-mă aia cu insula șerpilor, să se știe. Insula șerpilor e România, Herța și Hotin sunt România, Bucovina ție România, ca să fie și pe limba ta. Și harta României mari, ne vrem teritoriile înapoi. Ne vrem teritoriile înapoi. Deci... cu colegii mei aici în Parlament suntem singurii care protestăm împotriva vizitei lui Volodymyr Zelenski. Acolo la prezidiu se întâmplă iar un act de trădare și de încălcare a legislației. Suntem singurii care manifestăm împotriva acestei vizite care arată înalta trădare a românilor, a românilor de către președintele României și de către guvern. Eu i-am anunț pe cei de la Mirodvoreț că am pus o țintă. Ce? Da. Da, transmite-le un mesaj celor din Mirodvoreț. Exact. Hai. Diana Șoșoacă nu e singură. Orice atac asupra Dianei Șoșoacă Mirodvoreț înseamnă un atac asupra poporului român. Vreți declarații de război cu România? Legați-vă de doamna Diana Șoșoacă. Mulțumesc frumos. Nu ești singură, doamna senator Diana Șoșoacă. Ține asta și hai să le cerem teritoriile înapoi. Mulțumesc, Mihai. Ciprian, ne dăm teritoriile înapoi. Exact. Există ei. Românii din Ucraina să nu mai fie prinși, ridicați de pe stradă și aruncați în război, unde ajung morți în mai puțin de 10 ore. Dar asta nu vrea să spună presa imparțială. Ai văzut ce spuneau? De unde știm? Ce dovezi avem? Îți dai seama ce de unde știm? Avem mărturile a sute de români din Ucraina. Ia, stai un pic. Marele naționalist care nu vorbește nimic de Zelenski, el vorbește de funcțiile din Parlament. Atât știe CMION, să vorbească de funcțiile din Parlament, atât. Altceva pe el nu-l interesează altceva. Nimeni de la AUR nu protestează, nici unul nu protestează. Da? Ei vor doar funcții în Parlament. Într-un Parlament trădător, în care ei ar fi putut să facă orice ca să oprească toate mizeriile. Da? Acestei coaliții, în special având în ciucă, care am înțeles că s-au opus
Domnul deputat Focșa, vă puteți exprima, vă rog frumos, o opinie față de vizita domnului Zelenski? Păi este jenant cu un președinte de țară care își bate joc de toate minoritățile, de la români, maghiari, polonezi și ruși, se ascunde în Parlamentul României și nu vrea să vină acum să dea ochii cu parlamentarii români. Inițial era vorba că vine, s-a speriat. S-a speriat de Șoșoacă, s-a speriat de Focșa, s-a speriat de Ciubuc, s-a speriat de o mână de oameni, de 3-4 oameni. Da? Mai mare rușine. Noi care ne așteptam să aibă un punct de vedere pacifist, el vine numai să ceară arme. Iar ajutor rugile, pentru energie, pentru iarnă, pădeamoaca. Asta bine, că armele dă fără să mai ceară acum. Iar vine ca să ceară curent electric gratuit, gaze, că le-au tăiat gazele ăștia, da? Și dar de ce nu se împacă cu rușii să facă pace, frate? Păi de ce? Pentru că nu are tematica asta ca să se împace. Nu-i dă voie, cred că Biden. Asta este. Dar vezi că nici SUA nu-i mai dă ajutor. Ai văzut cum a plecat, păi da, cu coada între picioare? Speakerul Congresului American a fost scos prin forță. Ai văzut? Congres, da? Ai văzut? De ce? Pentru că și poporul american s-a săturat. Evident. Evident. Românii noștri sunt plini și acum cimitirile sunt pline cu crucile românilor, copiii românilor care sunt înmormântați. Doar minoritățile sunt secerate prima dată, da? El profită de acest război ca să scape de toate minoritățile în Ucraina. Acum noi, ca parlamentari, suntem foarte vehemenți și hotărâți. Nu ne este frică ce poate să ne facă. Noi îndemnăm la pace. România trebuie să fie nu un teritoriu de conflict, ci un teritoriu pe care se discută pacea dintre Rusia și Ucraina. Mai ales că avem primul demers din lume, neutralitate pentru România, pacea de la București, făcut de mine imediat după începerea războiului, semnat de încă 4 parlamentari români, da? Și suntem singurii, primii care am început demersurile pentru pace. Acum, după un an și ceva și jumate, au ajuns la vorba noastră. Parcă ar fi bună o pace, dar nu? Noi, eu mă așteptam și cred că cu toții ne așteptam că am avut un general care a fost prim-ministru, un general de armată, care ar fi trebuit să înainteze cu partenerii strategici o teorie de pace. Noi trebuia să le dăm doar măști și căști. Atât. Corect. Ei discută acum despre funcții. Da, ei asta vorbesc despre funcții, oameni buni. Asta este problema lor, vorbesc despre funcții, inclusiv partidul Haules Baules. Singurul lucru pe care l-a interesat CMI-ul a fost să... Noi nu avem limba română în școli. Să vorbească de funcții, că aurul nu are funcții. Păi să n-ai, bă, ce, ești o poziție și așa cu funcțiile alea n-ai făcut nimic. Deci suntem singurii care protestăm împotriva lui Zelenski, dacă vă puteți închipui, da? Eu am venit aici pregătită, scuze, stai, alunecă. I-am cerut în engleză, o limbă pe care el o cunoaște, să ne dea teritoriile înapoi. Am auzit și astăzi, stimate coleg, ok, da. Deci... hai să vedem. Ăștia sunt parlamentarii voștri. Niciunul în afară de noi patru, da? Ăștia suntem. Ia, patru oameni. Vino, ia. Mihai, bagă-și tu în capăt. Vino mai. Ăsta ce face, mă? Bâlbâie? Ia! Ăsta e supărat că nu vorbește Zelenski în Parlament. Un lider atât de important. Și nu fi ăsta, mă? Cine e ăsta? Tu-l cunoști? Este de la USR. De la USR? Îl se numește domnul deputat Benga. A, ăsta e Benga? Am înțeles. Dăm Benga. Da. Să vă mai spun ceva. Știți unde e Zelenski acum? Într-un birou la Senat, ascuns de Șoșoacă, împreună cu președintele Senatului Nicolae Ciucă, marele general al armatei române, s-au ascuns într-un birouaj să vorbească ca să nu cumva să-l găsească Șoșoacă.
inimaginabil. Deci nu, sunt. Deci voi realizați că ăștia doi s-au ascuns, se frica mea, pe bune. Deci nu cred așa ceva. Că un președinte de stat cu un fost prim-ministru al României și actualmente președinte al Senatului s-au ascuns de mine într-un birouaș. Alo, aici în plenul Camerelor Reunite, dar ce credeți că merg după voi? Dar ce sunteți voi să alerg eu după voi? Sunteți niște nei ca nimeni. Eu vă aștept în plenul Camerelor Reunite, oficial, ca parlamentar. Vă aștept să vă adresez întrebări, vă aștept să vă ascult discursul și să comentez pe marginea lui și să vă cer să ne dați teritoriile înapoi, să respectați drepturile minorității române, da? Nu să fugiți ca niște fricoși de o femeie. Un singur om curajos constituie o majoritate. Atenție ce vă spun. El da? E ca în cântecul ăla, un actor grăbit. Ăsta acum e grăbit prin Parlament. Un actor grăbit. Să scrie cântecul ăla, un actor grăbit. E rușinos. E rușinos. Un actor grăbit. Iete și pe actorul ăsta. Alt actor. Ia uite-l și pe Zelenski de România. Ia uite-l. Ia așa, dă mâna cu PSD-ul, perfect. Așa, da. Așa, atâta știm. A, ăștia vorbesc de funcție, atâta. Dacă vrei. No, eu nu mă țin după el. Dacă vrea să vină în Parlament, eu aici îl aștept. Nicio problemă. Îl las să vorbească, să-l ascult, să văd ce are de spus, dar după aceea aș dori să expun și eu un punct de vedere în calitate de parlamentar. Mi se pare inacceptabil ca în timp ce un om care și-a bătut joc de etnia românească din Ucraina să fie invitat de vază al României, să fie primit cu onoruri militare, să fie primit de către președintele României, de către prim-ministrul României, să spună că vine și ține un speech în Parlamentul României și apoi să plece, să nu-l mai țină, sau cine știe, poate minte, habar nu am, dar noi stăm în Parlament, poate vine la 10 noaptea să-l țină, nu e nicio problemă, că lui place noaptea. Da, deci uitați-vă și voi, nici unul nu are reacție, nici măcar partidul de Tinichea n-a avut niciun fel de reacție cu privire la... Să știți că reacțiile oamenilor politici se fac în locurile oficiale. Reacțiile sunt în plenul Camerelor Reunite, era momentul în care trebuia făcut exact ce am făcut noi, protest împotriva vizitei lui Zelenski. Am avut un mesaj, i-am trimis și scrisoare oficială domnului Zelenski și Ucrainei, am transmis ambasadei Ucraina în România, am transmis președinției Ucrainei, am transmis guvernului Ucrainei și Parlamentului Ucrainei, le-am... Nu mai stați aici. Deci e presă la biroul președintelui Senatului, da, la ora știu. 4 se întâlnește. Da, știu, dar nu mă interesează. Nu e nicio problemă, e 15:30. Lasă-mă mai, deci te rog frumos, lasă-mă. Nu, eu sunt în plenul Camerelor Reunite. La ora 4. Te rog. Pentru ora 4. Te rog. Deci... evident că e presa adunată la președintele Senatului, presupun că acolo va veni și domnul Zelenski. Eu oricum ies pe la Senat, cine știe ce-i apucă, oricum e pază ca la nebuni, nu vrea nimeni să-l atace, vrem să ne dea teritoriile înapoi, vrem să respecte drepturile minorităților, vrem să recunoască limba română, vrem să recunoască dreptul creștinilor de a se ruga, vrem să ne lase bisericile și școlile, vrem să ne elibereze preoții care au fost, băgați în închisoare. Vrem respect pentru români, vrem respectarea României, este inacceptabil ceea ce se întâmplă.
Mi se pare inacceptabil bâlciu care a fost făcut astăzi. De ce să fie frică să vii într-un parlament în care afișam banere cu teritoriile din România, teritoriile din Ucraina care ar trebui să aparțină României. Pentru jurnaliștii care nu știu decât să atace, să învețe un pic de istorie, faptul că Uniunea Sovietică a deținut teritoriile din România, apoi le-a preluat Ucraina, face din Ucraina un stat egal al Uniunii Sovietice, ceea ce înseamnă că încalcă grav teritoriul României. Și vă rog frumos să vă aduceți aminte, în 1991, declarația Parlamentului României, prin care a menționat și a solicitat Guvernului României să înceapă demersurile pentru recuperarea teritoriilor românești din Ucraina, și declarația Parlamentului prin care nu a recunoscut referendumul din Ucraina cu privire la cetățenii din teritoriile românești din Ucraina deținute ilegal ca urmare a dezintegrării Uniunii Sovietice. În condițiile în care tu faci același lucru ilegal pe care l-a făcut Uniunea Sovietică, te face efectiv un stat la fel de abuziv, la fel de cotropitor, la fel de ilegal, la fel de dictatorial ca și Uniunea Sovietică. În aceste condiții mă întreb ce caută un astfel de stat să adere la Uniunea Europeană sau la NATO. Deja o să vă spun că de când am intrat în Parlament am avut pază și protecție când am avut în viața mea, disperați, ce o să fac, ce am adus, ce-i fac lui Zelenski. Nu îi fac absolut nimica, există, v-am spus că nu fac nimic în afara legii, v-am spus că nu voi face decât în limita cutumelor diplomatice. Există dreptul de a face protest parlamentar. Protestul parlamentar are niște limite pe care le-am respectat. Am respectat legislația, am respectat cutumele diplomatice. Așa că puțin îmi pasă ce spun televiziunile vândute, puțin îmi pasă de trădare. Ce? Chiar dacă l-am adus eu pe... Eu l-am adus pe Octavian Bădescu în aur. Simion n-a vrut să-l ia. Nici măcar Claudiu Târziu n-a vrut să-l ia în aur. Că ce, dacă are 50.000 de euro, l-aduc, dacă nu, nu. Cum se creadă omul într-un proiect politic când tu nu-i oferi nimic? Sunt atacată pe toate posturile de televiziune, normal, pentru că trebuie să vadă serviciile ucrainene că România este împotriva parlamentarilor care iau atitudine contra lui Zelenski și a regimului dictatorial din Ucraina, dar să știți că în inima lor toți jubilează pentru faptul că au existat 4 parlamentari care au protestat conform legislației și regulamentului parlamentar, conform cutumelor diplomatice. Este dreptul oricărui parlamentar de a protesta în plen, da, diplomatic. Iohannis a declarat că a acordat sprijin militar Ucrainei. Păi acordăm sprijin militar Ucrainei de nu știu când. Nu, și a spus că va susține Ucraina până va învinge Rusia. Nu, acum a declarat. Adică ad calendas grecas. Adică asta înseamnă că se bage România în război. Sprijin militar, asta înseamnă declarație împotriva Rusiei. Numai că pentru acest lucru, domnul Iohannis va trebui să parcurgă niște pași prin Parlament. Nu vă luați acum, după tot ceea ce vedeți la televizor, să știți că sunt chestiuni care trebuie spuse până când pleacă Zelenski de aici. Cele mai multe din țările UE și NATO nu-i mai acordă ajutor lui Zelenski. Și să știți că ajutor militar poate să însemne și niște căști. Poate să însemne și niște îmbrăcăminte, poate să însemne încălțăminte.
Deocamdată propunerile președintelui vor trece prin CSAT, iar dacă există o hotărâre cu privire la participarea noastră în război, va trebui să treacă prin Parlamentul României. Mai vedem. Acum sunt toate la cald, sunt toți terminați, nu știu ce să mai fac, vai, nu a putut vorbi în Parlament, bineînțeles, Șoșoacă e de vină, în nicio țară nu s-a întâmplat așa ceva, păi trebuie să-i se înfunde undeva și lui Zelenski, pe bune. Noi suntem aici, eu nu plec din Parlament, pentru că eu stau aici, ca o gazdă bună ce sunt, îl aștept pe domnul Zelenski să arate cât de bărbățoi e și dacă va ține un discurs, da, să răspundă la întrebări ce face cu copiii români, ce face cu teritoriile din Ucraina, ce facem cu preoții pe care i-a aruncat în pușcărie, ce facem cu bisericile închise, cu cimitirul pe care a vrut să-l demoleze și dacă el își închipuie că în România va avea aceeași primire ca în celelalte state, vă înșelați amarnic. Aici este România, încă mai există naționaliști, încă mai suntem suverani, încă mai suntem independenți și este obligatoriu din partea noastră să ne opunem cât putem acestei vizite, să ne opunem cât putem acestui discurs și să adresăm întrebări președintelui unui stat ca abuzator și discriminatoriu cu românii noștri. Pentru că în Ucraina românii noștri sunt bătaia de joc a statului ucrainean, pentru că, aduceți-vă aminte, în 2020 domnul Zelenski a afirmat că România este un stat cotropitor și a deținut fără drept Bucovina de Nord, da? Ulterior, în urmă cu două săptămâni, a mulțumit statelor care i-au ajutat etnicii, i-au ajutat ucrainenii. Singura țară omisă de pe listă, România, în condițiile în care ne-am împrumutat peste tot pentru a le acorda ajutoare, pentru a le da alocații copiilor la care nu gândește nicio familie. Așa că, uitați-vă aici, Parlamentul Trădării Naționale. Ăsta este Parlamentul Trădării Naționale, ca să înțelegeți. Un parlament care îl aștepta cu brațele deschise pe Zelenski. Deci nu plec din parlament, chit că dorm aici până când domnul Zelenski nu pleacă din România. Mi se pare inacceptabil să nu ai curaj ca președinte să discuți de la demnitar la demnitar cu un senator al României care dorește să-ți adreseze civilizat întrebări. Da, poftim, ăsta este Parlamentul. Ăsta este Parlamentul. Asta este. Deci pe interesează votul la Ancom și Curtea de Conturi. Niște porcării în timp ce Zelenski jignește o întreagă națiune. Iohannis este cel care jignește propria națiune, propriul popor. Este inacceptabil așa ceva. Inacceptabil. Așa. Deci, dragilor, hai că am mai aflat ceva. Deci Iohannis se pare că vrea să eludeze Parlamentul României. Ia fiți atenți aici, am aflat că m-au sunat acum. Iohannis vrea să eludeze Parlamentul României. Toate declarațiile sale au fost hotărârea sa personală, ori el și cu guvernul României, ca și Ciolacu, nu au voie să ia hotărâri fără să treacă prin Parlament. Parlamentul este cel care aprobă aceste hotărâri, ori Iohannis a depășit cadrul legal, va trebui să-i formulăm o plângere penală, încă una. Deci Iohannis este un trădător și îl avertizez pe domnul Ciolacu să nu cumva să dea curs solicitările lui Zelenski, întrucât nu pot fi aprobate decât de Parlamentul României, atât. Nimeni altcineva nu poate aproba
aceste solicitări ale lui Zelenski. Mai mult decât atât, se pare că, și nu că se pare, așa este, cei de la putere își iau șpagă pentru cerealele care tranzitează România de Ucraina. De aceea sunt lăsați. Toate celelalte state și-au închis granițele pentru tranzitul cerealelor. Ai noștri, amărâții de țărani în toate piețele, vând cu 0,85 de lei kilogramul de cereale, în timp ce cerealele ucrainene practică un preț de dumping de 0,50-0,60 de bani. În condițiile în care românii dau 320 de lei pe sacul de îngrășăminte, pentru că evident l-au falimentat pe Nicolae cu azotul. Țineți minte, noi vindeam cu un jur de un leu și ceva sau până în un leu kilogramul de azot la fabrica lui Nicolae de la Brașov și acum îl cumpărăm de la francez cu 3,75. Foarte interesant, nu? A trebuit și omul ăla a făcut pușcărie pentru că făcea azot în detrimentul francezilor și în detrimentul Bruxellesului. Deci tot ceea ce este om de afaceri român, da, este distrus și bătaia de joc a tuturor. Asta au făcut guvernanții, asta a făcut președintele Iohannis. Deci ne bate în joc, uitați-vă, duceți-vă la țară, am fost la țară, pământul este crăpat, nu-i ajută nimeni să facă irigații. Unde sunt subvențiile, domnul Ciolacu? Unde sunt subvențiile? Unde sunt subvenția, domnul Iohannis? Domnilor care conduceți Parlamentul României, unde sunt subvențiile pentru fermieri? Le-ați promis subvenții și nu le-ați dat absolut nimic. În schimb, acum Zelenski vine să ceară ajutoare, tot de la noi amărâții, pe bune. Este inacceptabil ceea ce faceți, domnilor. Este înaltă trădare. Înaltă trădare. Este inacceptabil așa ceva. Hai să vedem cu ce s-a ocupat Parlamentul României astăzi. Prezent. Hai să vedeți cum se votează acum. Nu, lasă că vreau să le arăt oamenilor ce e aici. M-am învățat doamna cu două, da. Bună ziua. Și un pix aveți? Dă-ne pixul, te rog frumos, pentru doamna Șoșoacă. Mulțumesc frumos, stai să mă retrag mai așa. De ce? Vi s-a părut că e vreo... Da? Păi atunci... Da, păi așa. Super! Da, ia ținem tu mie asta așa. Hai și ea le arătăm. Nu, nu, să aici, da? Deci, pac, 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 pac. Da? Se vede? Ăștia sunt ăștia care au 9.000 de euro salariu. Ancom. Net. 2.000 net. Vă mulțumesc frumos. Hai, dă-mi cu ace. Sau vii cu mine. Vezi ușor. Hai, Dion. Mersi. Asta e puțin. Am tăiat și pe ăștia, da? Adică, vă rog frumos, eu n-am venit în Parlament să votez secrete față de poporul român. Bine? Ok? Da. Asta e cuptea de Au iubit-o de la. Au iubit-o de la. De activitate al Amcom în anul 2020, ședința plenară din 6
Ne întoarcem ulterior. De serviciile sunt disperate, uite aici. De parcă cineva le face ceva. Bă, suntem nebuni la cap. Despre ce vorbim? Ia, repede închide-o să nu se vadă. Așa, așa. Repede închide-o să nu se vadă. Păi, da. Păi, da. V-am prins, vrăjitoarelor. Ia uite ce e aici. V-am prins, vrăjitoarelor. Ia uite ce e aici, frate. Ia uite ce e aici. Aici se ascunde iepurașul. Uite, câți dintre ei sunt securiști? Ce vă zisei? Ia uite ce e aici. Ia uite ce e aici. Ia, stai mă așa, stai puțin. Deci eu nu mai pot să trec să mă duc la biroul meu. Am înțeles. Ia, câți dintre ăștia sunt de la securitate? Așa. Bun. Hai că am ajuns unde trebuie, băieți. Perfect. Chestiile astea nu le vede, nu le vedeți oriunde oricum. Hai să vezi cum o să transmită. Ia scoate harta asta de aici. Ce să facem? Avem și noi securiștii noștri. Excelent! Avem și noi solicitări, cum au și ei solicitări. Poftim, îndreaptă și către ei, unii dintre ei sunt securiști, nicio problemă, sunt ai noștri și ei, unii stai lor, îi putem reunifica. Poate sunt de origine română, nu-i nicio problemă. Uite și pe sus, ia fii atent, ia. Hai mă că vă știu, nu-i problema. E, bun. Să știți că mai există niște uși pe unde pot ieși pe, prin spate. Sunt niște uși ascunse în birourile alea. Știi? Da. Da. E, bă, ia uite. Foarte tare. Foarte tare. Ia uite-i pe toți ieșiți aici. Cine știe ce cred eu, te las ascuns după... după stâlp, să nu fie filmat. O, Doamne! Deci nici nu pot să trec pe partea cealaltă. Voi realizați, dacă vreau să mă duc acum la mine, la Senat, nu am pe unde să trec. Dacă vă puteți închipui, așa ceva este inacceptabil. Bă, dar e foarte urât să lași, să aștepte atâta și președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților. Chestia asta nu se face. Ei nu sunt deranjați. Dar nu se face, adică, pe bune. Păi cine știe, până eu scot din buncăr, durează. Buncărle-s de desubt. Păi eu știu unde l-au ascuns. Auziți, dar presa nu v-a lăsat să stați și acolo la intrare, la ușă, pe unde vine el, pe, la, pe unde intră? Nu există presa acolo, da, unde... Da, da, da. Există? Ah, ok. Nu să scap, mă, lasă-mă pace. Da, deci piticul dansator intră acum în Parlamentul României, pângărindu-l. Aveți imagini aici. Nu îl aplaudați. Return to Ukraine. Cel la moarte. În războiul globaliștilor. Ridică aia cu Return our territories. Ține, ține, ține. Hai, domnul, Return our territories. Ăsta este piticul dansator. Uitați-l pe... Așa, așa, uită-te la harta României mari. Hai că nu-i fa nimic ce naiba, pe bune. Deci l-ați văzut în direct pe piticul dansator. Noi i-am arătat harta României mari. Și am solicitat să ne înapoieze teritoriile în limitele legii și ale cutumelor diplomatice. Ați văzut pe
Deci, l-ați văzut în prim plan, i-am arătat harta României Mari. Ați văzut că s-a uitat. Da, ăsta este Zdrălenski, cel care se erigează în luptătorul lumii. Și noi cred patriot. Da, hai să mergem încolo. A fost tot. Păi, eu v-am spus, e o lege, eu nu calc legea. Bun, deci l-ați văzut pe Zelenski în direct la DISTV, Diana Iovanoviș, așa că TV. Bună ziua, bună ziua! I-am arătat harta României Mari, domnului Zelenski. Și PSD susține reîntregirea României. Uite, așa. Și am spus să ne dea teritoriile înapoi. Ce? Deci ați văzut că imediat a prins curaj piticul dansator, dansatorul la bară, dansatorul la pian, așa zis președinte al Ucrainei. Da. Dansatorul e meseria lui. Deci este dreptul nostru de a protesta. Eu azi mi-am rezervat toată ziua pentru domnul Zelenski, am fost un om extrem de înțelegător, am înțeles că e frică. Dacă se ia după Radu Tudor, care arată filmulețe cu gloanțe în loc de realitate, e normal să-i fie frică lui Zelenski, da. Da, e de unde vrea el. Ăla e băiatul care a prezentat jocuri pe calculator zicând că... Da. Și tot ăla a zis că le iau eu la bătaie pe da. Zelenski. Deci și Zelenski a pus botul, cum pun mai toți pe la latrinele TV. Da. Nu vă închipuiți cum se uită ăștia de pe acolo, sunt disperați, cred că cine știe ce-i facem, n-au văzut că de fapt noi am așezat o hartă, a văzut-o și Zelenski, nu i-a convenit, a lăsat capul în jos, dar ești în țara mea, așa că îți arăt ce pretenții am eu de la tine. Da? Avem acolo români, iar harta aceasta îi arată că acele au fost teritorii românești. Este inacceptabil că nimeni nu vorbește despre aceste lucruri, este inacceptabil că nimeni nu vorbește despre drepturile românilor din Ucraina. Mi se pare inacceptabil să vii să ceri atâtea drepturi pentru tine, care nici măcar nu sunt drepturi. Sunt tot felul de solicitări care pe noi ne costă o groază de bani și să nu cerem și noi măcar în schimb respectarea drepturilor minorității române. Da, dar mie îmi pare rău că n-a ținut un discurs. Nu. Vă, nu, a? De ce? L-am speriat, ce să mă... L-am speriat, a? Hai de cap. Așa de rea sunt. Voi de ce nu fugiți? Nu fugim de... Voi de ce nu fugiți, mă? Voi de ce nu fugiți? Voi sunteți mai versați? M-am antrenat. A, iese? Le dăm un pic. Da, dar vreau să-l întreb ceva. Hai, lasă-mă aici, că nu-i fa nimic, Adelă, Doamne, iartă-mă încolo. Ce, Dumnezeu, ai văzut că ți-am zis, nu e ok, deci... Ok, deci iese domnul președinte Zelenski. Ia stai. Ok. Mr. President, do you like to talk to a senator of Romania about Romanian minorities of Ukraine? Look, this is a map, real map of Romania. Please respect our Romanians in Ukraine. Please let them speak in Romanian. Respect us. Thank you. Bun. Am fost, cred că, explicită, cred că
Hai că nu fac nimic, doar îl... nu mă duc jos. Nu, nu, că nu mă duc jos, stai liniștit. Return our territories. Respect Romanians and their language. Romanian language, not Moldavian language. Moldavian language does not exist. Respect Romanians. Thank you for what? Așa a zis, thank you? Ok. Pentru ce thank you? Bun, hai să mergem. Astea sunt în discuțiile pe care trebuie să le poarte oficialitățile României atâta timp când ni se solicită ajutor și noi trebuie să le cerem drepturi pentru minoritatea română din Ucraina pe care au distrus-o efectiv și au bătut joc de ea. Nici limba română nu mai sunt lăsați să vorbească. Este inacceptabil și ne vrem teritoriile înapoi. Și cum și ei își doresc pacea și noi ne dorim pacea. Deci în biserică, în școli, nimic. Bun, l-ați văzut? Ok. Haideți să-mi iau și eu încărcătorul de la Camera Deputaților. Hai pe aici, de ce? Bun, aceasta a fost vizita domnului Volodymyr Zelensky, da? I-am adresat câteva întrebări, doar nu vă închipuiați că ați văzut ce șocat a fost că l-am întrebat și i-am spus. În Camera Deputaților, mai e deschis? Nu mai poate să strângem. Nu, lasă-mi așa, da? Iurel, ia te rog... Bun. Am vrut să știu și eu ce părere are despre minoritatea română din Ucraina. I-am solicitat să ne respecte minoritatea română din Ucraina. Ați văzut ce urât s-a uitat la mine. I-am solicitat să permită românilor să vorbească limba română în Ucraina. Dacă i-am cerut să ne respecte românii din Ucraina. Acestea sunt solicitările unui senator al României pe care ar fi trebuit să îi le adreseze întregul Parlament, președintele României și prim-ministrul României. Să sperăm că încade ținta. Mă bucur că domnul Volodymyr Zelensky s-a speriat de mine, are și de ce. Pentru că văd că nu vrea să răspundă întrebările unui senator. Mi se pare corect, i-am vorbit extrem de respectuos și i-am adresat întrebări cu privire la minoritatea noastră din Ucraina, care nu are drepturi, care nu este lăsată să vorbească limba română. I-am spus că limba moldovenească nu există. Dați mai departe, șeruiți, pentru că am făcut ceea ce trebuia să facă orice parlamentar român. Partidul SOS România luptă pentru drepturile românilor oriunde s-ar afla, iar eu, în calitate de senator al României, președintele Partidului SOS România, vă garantez că voi lupta până la sfârșitul vieții mele pentru suveranitatea și independența României. Nu mă interesează amenințările, nu mă interesează că sunt terfelită la toate televiziunile. Nația mea română nu va dispărea și vom lupta până la capăt, atât eu cât și Partidul SOS România, pentru drepturile națiunii noastre, pentru refacerea României din temelii. Da, văd că deja mi atacă filmarea. Vă rog frumos, cei care ați putut, descărcați-o, țineți-o. Mamă, ce privire cumplită mi-a adresat. Îmi pare rău, domnul Volodymyr Zelensky, dar sunt senator, sunt demnitar al statului român și am dreptul să îți adresez întrebări, iar tu ai obligația să-mi respecti nația română. Este inacceptabil ceea ce faceți voi în Ucraina.
treaba ta cu cine te, cu cine te cerți acolo. Vă îmbrățișez cu drag de aici, din Parlamentul României. Închei acest... Da, eu sunt Sinta Mirodvoreț. Așa trebuie tratați toți președinții de stat care au în componența statului lor minoritate română. Am fost extrem de civilizată, de respectuoasă. Am protestat parlamentar în limitele legale și ale cutumelor diplomatice și i-am solicitat să respecte comunitatea noastră română și limba română și să înțeleagă că nu există o limbă moldovenească, ci o limbă română și o nație română. Cum el dorește ca țara lui să fie respectată și eu doresc ca țara mea și nația mea să fie respectată oriunde s-ar afla. Și da, vă mai spun încă o dată, nu mi-e frică de nimeni și de nimic, pentru că eu cred în Dumnezeu și dacă toți ați crede cât o bobiță de muștar, ați putea muta munții din loc. Doamne ajută România, binecuvântat să fiți români oriunde v-ați afla.